Horoscopul lunii mai 2022 se remarcă în primul rând prin următoarele aspecte astrale. Există un trigon, Pluto-Mercur, care se valorifică prin triunghiul minor în două planete focar, Jupiter și Venus. De altfel, în 6 mai, triunghiul minor pe trigonul Lună-Marte se valorifică în Uranus și în Soare. Totodată, în 14 mai se formează două triunghiuri minore care valorifică trigonul Pluto-Mercur în planeta focar Jupiter și trigonul Pluto-Soare se valorifică în planeta focar Neptun. Există de asemenea și o eclipsă totală de lună din 16 mai în Scorpion. În 18 mai, Neptun este în conjuncție cu Marte, iar Mercur este într-un mers aparent retrograd. În 26 mai se formează configurația de Nicovală pe sextilul Venus-Saturn și de altfel se mai formează și un trigon, Mercur, retrograd cu Pluto. În 31 mai, triunghiul minor, care valorifică trigonul dintre planetele Mercur, retrograd și Pluto cu planeta focar Neptun, este valorificată. Este valorificat acest trigon. Soarele în Taur favorizează atașamentul material, siguranța materială, stabilitatea, atracția pentru o viață echilibrată, căutarea armoniei cu natura. Soarele se află în sextil cu Marte. Între 1 și 26 mai se influențează mult vitalitatea, încrederea în forța proprie, crește îndrăzneala, crește puterea de a lua decizii rapide și pozitive. În familie apare tendința de colaborare și orientarea către relațiile trainice stabile. În 4 mai, Soarele se află în conjuncție cu Uranus și susține pasiunea, încăpățânarea, un spirit rebel, nonconformist, dar și schimbările de situații sunt posibile cu aspectele astrale ce țin de această conjuncție Soare-Uranus. În data de 10 mai, Soarele în quadratură cu Saturn favorizează stările de inhibiție, stările de neputință, încăpățânarea, zgârcenia, vitalitatea poate să fie mai scăzută. Relațiile pot fi un pic mai restrictive, iar în 21 mai Soarele va intra în Gemeni și va crește tendința de comunicare, tendința de a avea relații cu alte persoane, schimburile de idei și de lucruri. Luna, putem spune că se remarcă printr-o eclipsă de lună totală din 16 mai în Scorpion. Eclipsa de lună se formează la faza de lună plină, în apropierea nodului nord-sud, a nodului sud lunar, din Scorpion. Gradul 25 Scorpion este cel care marchează această fază de lună plină care coincide cu eclipsa de lună. O lună plină, o eclipsă totală de lună, care influențează karma, oamenii se pot gândi la o schimbare a ceea ce nu le convine pentru sine sau pentru ceilalți. Energia acestei luni pline
Putem spune că aduce finalizări, înțelesuri, scoate la lumină secrete, mistere, relații, proiecte, munca oamenilor. Poate să aducă la suprafață și înțelesuri spirituale care solicită schimbări pe care trebuie să le facem. Eclipsa de lună scoate în evidență problemele existente care așteaptă rezolvare. Axa Taur-Scorpion aduce tendința de echilibrare a energiei pentru bani, pentru valori, senzualitatea trebuie controlată, posesiunile. Apare atracția către mistere secrete, dar și către fraude, către bani, către control, către manipulare. Se pot vedea mai ușor dezechilibrele într-o astfel de conjunctură astrală, energiile care se dezvoltă, cele care aduc dezechilibru, se poate descoperi mai ușor puterea pentru a scăpa de temeri și de obiceiurile vechi care limitează dezvoltarea. Luna nouă din 30 mai din Gemeni se află în conjuncție cu Soarele, aduce momente de folosire a puterii mentale, a coordonării ideilor și a informațiilor. Putem vorbi chiar de începuturi noi legate de creativitate, pentru că e vorba de o lună nouă, legat de relații, legat de iubiri, de prietenii, de proiectele, de cunoaștere, proiecte care țin de călătorii, contracte, asocieri, procese sau poate chiar de un tratament de detoxifiere. Șansa vine din folosirea forței mentale și putem spune că apare tendința de a considera că aceasta vine prin folosirea forței mentale. Luna nouă poate fi un moment de început al unui ciclu lunar în care se pot semăna semințele care nu vor fi pulese decât peste 6 luni. Fiecare zodie are parte de un domeniu de viață distinct. Momentul este de a se lăsa ideile, curiozitatea, să modeleze acțiunile. Se formează un triunghi minor care valorifică trigonul Pluto-Mercur retrograd în planeta focar Neptun din Pești. Valorificarea se face folosirea intuiției, prin imaginație, prin sensibilitate, prin inteligență, prin creativitate. Relațiile par mai degrabă a fi marcate de înțelegere și de contacte spirituale. Planeta Mercur, aflată în Gemeni, se află în domiciliul său masculin. Și de aici susține gândirea, curiozitatea, dorința de a informa pe ceilalți, susține aptitudinile, duplicitare, în același timp ideile superficiale, vehicularea informației fără a o verifica. Cei cu Mercur în Gemeni pot obține Mercur în Gemeni în harta natală, pot obține un succes mai ușor fără efort. Mercur are un sextil cu Venus,
și oferă susținere pentru a se afirma oamenii prin inteligență, prin aprecierea lucrurilor frumoase, prin deschidere către sentimente, relații personale fericite și axate pe sentimente. Mercur se află în trigon cu Pluto, susține stări de neliniște, de curiozitate, dorința de a explora, dorința de a aplica o critică justițiară, de a aplica nevoia de a descoperi adevărul în enigme. Relațiile sunt destinse și cu reguli. Trigonul se valorifică în triunghiul minor cu planetele focar Jupiter și Neptun prin folosirea unor lucruri ce țin de intuiție, de deschiderea către ceilalți, umanitarism și de sensibilitate. În data de 12 mai, Mercur va fi în sextil cu Jupiter și aduce o susținere pentru afirmarea optimismului, a inteligenței, a abilităților, dar fără a se face uz de simțul critic. Se folosește umorul pentru a se ocoli contradicțiile. Relațiile putem spune că se bazează pe încredere reciprocă și în același timp pe schimb de idei. Mercur, într-un mers aparent retrograd din 12 mai în Gemeni, obligă oamenii să-și orienteze atenția la schimbări și la alegeri. Pe de altă parte, Mercur retrograd poate să aducă niște riscuri privind problemele de comunicare, informarea, neînțelegeri între parteneri. Sunt posibile și oportunități, totuși, în găsirea unor rezolvări. Iar rezolvările acestea vor viza, în primul rând, probleme care stagnau de prea mult timp. În 22 mai, Mercur va fi retrograd, va fi în cuadratură cu Saturn și oferă o situație de duritate, de egoism, de bănuială. Și de răceală afectivă și atitudini de șicană. Cu Mercur retrograd, în cuadratură cu Saturn, așa cum am spus, există posibilitatea de egoism, de duritate, de bănuiele excesive, răceală afectivă, atitudini de șicanare, iar în relații tendința de intrigă și de gelozie. Între 21 și 31 mai, Mercur va fi retrograd și în sextil cu Neptun, lucru care susține folosirea intuiției, a imaginației, un plus de sensibilitate și de inteligență perceptivă. Relațiile pot fi marcate de înțelegere, contacte spirituale,
Se folosește mai mult intuiția, sensibilitatea și mai ales aceste lucruri se remarcăm că au loc între 21 și 31 mai. Venus, în data de 2 mai, va intra în Berbec și de aici susține acțiunea pentru a se atinge propriile nevoi, pentru tendința de a influența pe cei din jur. Pasiunile sunt directe, rapide, dorința de a primi ceea ce vă doriți poate să aducă conflicte, sfatul este să încercați să țineți cont și de dorința celorlalți. Venus putem spune că are un sextil cu Pluto până pe data de 4 mai, care favorizează sentimente, pasiuni profunde, relații emoționale, pasionale. Avem și un sextil al lui Venus cu Mercur. Aici se susține și inteligența, aprecierea frumosului, suplețe, sentimentalism, relațiile familiale. Putem spune cele personale, sunt fericite, sunt sentimentale. Între 22 și 27 mai, Venus aflat în sextil cu Saturn favorizează sentimente profunde, stabilitate, deci sentimente profunde. Fidelitate, stabilitate, calm, în urma acordului dragoste-timp. Relații marcate de stabilitate, loialitate, în perioada 25-29 mai, Venus în cuadratură cu Pluto favorizează suferința în planul iubirii, frustrări care pot să ducă la voluptate, blocarea expresiilor pozitive, relații marcate de iubire, de dramatism, de intrigi. În 29 mai, Venus face trecerea în Taur, în domiciliul său putem spune că va susține atașamentul față de lucruri, de persoane, relații care țin seama de condițiile materiale și de siguranța emoțională, relații profunde, de durată, loialitate, încredere. Riscul apare din exagerarea posesivității, din riscarea geloziei, dacă nu se înțeleg și nevoile sociale, având o atitudine rațională. Marte, în pești, este în trigonocrație și se poate spune că oferă suport pentru originalitate, vitalitate, îndrăzneală, dorința de luptă, dorința de a avea victoria, hotărâre. Sănătate bună, iar în relații putem vorbi chiar de colaborare. Există și un sextil al lui Marte cu Uranus. Acesta aduce în prim plan resursele pentru atingerea scopurilor, independența personală, independența celorlalți, originalitatea. Aspectul poate să scoată în evidență persoanele puternice, hotărâte de a-și atinge scopurile. Putem vorbi că aduce și stări de nervozitate, iar aspectul acesta susține progresul, îndrăzneala, spontaneitatea, dorința de a înlătura obstacolele. Relațiile pot fi de seducție, pot fi de inspirație, de atașament. În 18 mai, Marte, în conjuncție cu Neptun, susține amplificarea intuiției, instincte,
energie spirituală, generozitate și chiar abordarea unor scopuri poate mai neclare. Riscul de accidente la picioare, relații uneori favorabile sau pot apărea și iluzii care pot să aducă decepții. Din 25 mai, Marte va intra în berbec în domiciliul acesta fiind cea mai energică zodie. Susținută acțiunea, susținut curajul, susținută îndrăzneala, dorința de acțiune care se amplifică foarte mult la început și mai puțin către sfârșit. Între 27-28 mai, Marte în conjuncție cu Jupiter în berbec susține entuziasmul, hotărârea, nepăsarea, relații mai violente, pline de optimism, dorința de a rezolva problemele și există chiar și riscuri privitoare la sănătate. Jupiter în pești este în domiciliul feminin, aici susține emoții, susține compasiune, deschiderea față de ceilalți, față de credință, față de sentimente nobile, față de misticism. Se poate vorbi și de un sextil al lui Jupiter cu Mercur, care susține optimismul, inteligența, abilitățile, poate o reducere a simțului critic. El este înlocuit cu umor pentru absolut necesar pentru a se evita contradicții. Relațiile par a se baza mai mult pe încredere reciprocă, pe schimbul de idei. 12 mai, Jupiter va intra în berbec, în trigonocrație, susține expansiunea, inițiativa, spiritul creator, susține încrederea în sine, în propriile resurse, afirmarea talentului, a propriilor resurse și în perioada 27-28 mai, Jupiter are o conjuncție cu Marte în berbec și aduce entuziasmul, hotărâre, fermitate, dar și nepăsare, relații ceva mai violente și optimism în rezolvarea problemelor. Există niște riscuri privitoare la probleme de sănătate. Saturn, în vărsător, concentrează energia pe ideile progresiste, pe schimbările sociale, pe idealul revoluționare, gândire liberă, creatoare de idealuri. Saturn este într-o quadratură cu Soarele. În 10 mai sunt favorizate stări de inhibiție, frustrări, stare de neputință, posibil încăpățânare și zgârcenie. Vitalitatea e mai scăzută, iar relațiile pot fi obstructive și pot să apară și ceva restricții. Vitalitatea, așa cum am spus, poate să fie mai scăzută, iar relațiile mai restrictive. O quadratură a lui Saturn cu Mercur, retrograd, din 22 mai, poate să susțină o amplificare a durității, a egoismului, a pesimismului, iar în relații sunt posibile șicane, intrigi și tot felul de probleme. Uranus, aflat în Taur, susține siguranța materială, căutarea libertății, căutarea resurselor, căutarea libertății devine un scop pentru cei din zodia Taur sau cu ascendentul pe Taur.
concomitent cu eliberarea de atașamente materiale și cu descoperirea spiritualului. Uranus în sextil cu Marte aduce o amplificare a interesului pentru originalitate. 4 mai avem un aspect care susține progresul, îndrăzneala, spontaneitatea, capacitatea de a înlătura obstacolele, relații de seducție, de inspirație și de atașament. În 4 mai vorbim chiar de o conjuncție a lui Uranus cu Soarele, care susține stările pasionale, încăpățânarea, spiritul rebel, nonconformist. Iar legat de planeta Neptun, Neptun în Pești susține în continuare iubirea necondiționată, imaginația, stările de visare, iluziile, compasiunea, misterele, ocultismul, amplificarea intuiției, dependențe, izolare, credință. Se poate forma mai ușor o părere despre vise, scopurile urmărite în viață. Neptun în sextil cu Pluto aduce în prim plan sensibilitatea și lucrurile un pic mai neclare. Se urmăresc idealuri, se pot urmări chiar și idealuri religioase, iar din 18 mai, Neptun în conjuncție cu Marte va susține intuiția, va susține instinctele. Imaginație. Și un spirit creativ, amplificarea sensibilității, iarăși. Și relațiile pot fi marcate în același timp de înțelegere și de contacte spirituale. Pluto, aflat în Capricorn, în mers aparent retrograd, va sta în Capricorn până pe 8 octombrie, evenimentul. Acesta îndeamnă, de fapt, la atenție în luarea deciziilor, deoarece Pluto este considerată o planetă a transformărilor, a schimbărilor, este o planetă legată de moarte și renaștere, de viața de apoi, de gelozie, de emoții intense. Este planeta care aduce la suprafață adevărul și se poate spune că acest moment este benefic pentru a scăpa de ceea ce nu este util, chiar dacă despărțirea de obiecte sau de comodități poate să nu fie primit cu prea multă bucurie. Pluto este în sextil cu Neptun și poate să aducă punerea în valoare a sensibilității, a lucrurilor neclare, urmărirea idealurilor, se pot urmări creații religioase. Pluto este în trigon cu Mercur și susține având un trigon al lui Pluto cu Mercur, putem spune că sunt susținute neliniștea, curiozitatea, dorința de a explora, spiritul critic, spiritul justițiar și dorința de a descoperi adevăruri în spatele unor mistere. Relațiile sunt destinse, dar cu reguli. Trigonul este valorificat în triunghiul minor, planetele focar Jupiter și Neptun, prin folosirea intuiției, a spiritului umanitar și a sensibilității.